Ora 16, Euronews acum spune încă din primul minut, România, bine te-ai întors acasă, lot olimpic pe care l-am urmărit la Paris, bine ai revenit și felicitări pentru performanțe, pentru că la această oră tocmai ce a aterizat ultima și cea din urmă, să spunem, sosire din capitala Franței a sportivilor care încă au mai rămas și participat la ultimele probe olimpice la Paris, se întâmplă acum. Tocmai ce au sosit acasă și vom vorbi pe larg despre fiecare dintre ei. După David Popovici, după canotoare și canotori, a venit rândul ultimilor sportivi să se întoarcă acasă și să fie primiți tot la salonul oficial, adică pe aeroportul Otopeni din capitală. La Henri Coandă mergem rapid, în acest caz Magda Costache este prezentă. Magda, bun găsit! Ce urmează de acum? Care e planul? Bun găsit, aici este un moment plin de emoție, atât pentru cei din familiile acestor sportivi care au venit să-i întâmpine la sosirea în țară. Sunt extrem de mândri de toți acești sportivi care ne-au reprezentat la Paris. Chiar în aceste momente, ei se pregătesc să coboare din aeronavă. Vedem că au început rând pe rând să coboare din avion. Ei sunt întâmpinați, așa cum vă spuneam, de familie. Au venit cu brațe de flori pentru a le recompensa printr-un astfel de gest cât de mic toată munca și efortul depus în toată această perioadă, care nu a fost una deloc ușoară, însă a fost una foarte frumoasă. Vedem acești sportivi, printre ei se numără și Mihaela Cambei, vicecampioană olimpică la haltere, Cătălin Chirilă, canoistul care a bătut recordul olimpic în calificări, se întorc acasă în acest moment și jucătorii de tenis de masă. Printre cei care vor sosi aici, la salonul oficial, se numără și președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, și George Boroi, secretarul general al COSR, dar și Elisabeta Lipă, președinte al Agenției Naționale pentru Sport. Vom avea și o declarație de o conferință unde vor fi declarații, vom primi mai multe informații de la acești sportivi care ne-au reprezentat în Franța. Team România se întoarce acasă cu 9 medalii. Aurul a fost câștigat de notătorul David Popovici în proba de 200 de metri liber. Canotorii Andrei Cornea și Maria Nenache au cucerit locul întâi în proba de dublu vâzle masculin, la fel și echipajul de 8+1, format din Ancuța Bodnar, Simona Radiș, Maria Magdalena Rusu, Roxana Angel, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereș, Ioana Vrânceanu și Victoria Ștefania Petreanu. Am avut și locuri 2, am avut mai multe medalii de argint în probele de olimpice. El a fost obținut de Ancuța Bodnar și Simona Radiș la proba de dublu vâzle feminin. Am văzut că și echipa formată din Ioana Vrânceanu și Roxana Angel, care a concurat la dublu rame feminin, s-a bucurat de o astfel de medalie. Iar printre vicecampionii olimpici sunt și Ionela Cosmiuc și Gianina Van Groningen, care au câștigat la dublu vâzle feminin la categorie ușoară. După cum știm, și halterofila Mihaela Cambei a obținut o medalie de argint la categoria de 49 de kilograme. Chiar mai devreme stăteam de vorbă cu familia ei, cu mama, cu tatăl, dar și cu bunicul. Spuneau că sunt extrem de mândri de reușita pe care a avut-o Mihaela. Ne povesteau cum s-a apucat ea de sport și spuneau că la școală a fost recrutată pentru gimnastică, însă vedem că acum a ajuns să facă să ridice haltere și spunea tatăl ei că la un moment dat mai ridica greutăți chiar și prin curte. Oameni foarte modești, erau extrem de emoționați, acum așteaptă cu nerăbdare să o revadă. La ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice, drapelul României a fost purtat chiar de Mihaela, cea care a obținut medalia de argint la haltere. Ea a fluturat steagul nostru cu mândrie pe stadionul Uriaș din Franța. A fost printre sportivii care au făcut turul de onoare și chiar ne spunea tatăl ei că nu o mai vedea odată în acel șir lung de sportivi. Ea este cea care a reușit să aducă prima medalie olimpică din istoria României în competiția feminină, însă am avut pe podium și sportivi care au ocupat locul 3. Spre exemplu, David Popovici a obținut o medalie de bronz la 100 de metri liber, iar gimnasta Ana Maria Bărbosu a obținut distinția în proba de la sol, ca urmare a deciziei Tribunalului de Arbitraj Sportiv. Am încheiat ediția din acest an cu 3 medalii de aur, 4 de argint și 2 de bronz, și este cea mai ridicată performanță
înregistrate de la Jocurile Olimpice din 2020, din 2008 și până în prezent. Am văzut că seara trecută s-au încheiat Jocurile Olimpice după 17 zile de competiții strânse. A avut loc o ceremonie spectaculoasă seara trecută în Franța, unde peste 100 de dansatori, acrobați, artiști de circ și sute de muzicieni au făcut atmosfera acolo pe stadion. Evenimentul a culminat cu o cascadorie făcută de actorul Tom Cruise. El a preluat steagul olimpic și l-a dus către Los Angeles, orașul unde peste 4 ani vor fi organizate Jocurile Olimpice. Am văzut un eveniment foarte frumos organizat acolo. Ne așteptăm la un eveniment cel puțin la fel de frumos și peste 4 ani. Chiar în aceste momente vedem că sportivii se revăd cu familiile după ce au stat o perioadă lungă la Paris. Este un moment emoționant. Toată lumea se îmbrățișează chiar acum, primesc florile, da, împărtășesc gândurile și emoțiile pe care le-au avut. Am tras și noi cu ochiul chiar acum pe camera care îi urmărește pe sportivi. Am recunoscut puțin mai devreme, doar voiam să adaug informațiilor precise pe care le-ai spus, să adaug că l-am recunoscut puțin mai devreme pe Cătălin Chirilă, nu? Urmașul lui Ivan Pațaichin. Am văzut-o pe Bernadette Soci acum un minut, două, coborând din aeronavă, una dintre reprezentantele țării noastre la tenis de masă, și poate că multe dintre priviri, măcar e vorba de memoria recentă a portdrapelului României, multe priviri pe semne că sunt îndreptate către Mihaela Cambei, da, vicecampioana olimpică la haltere. Pe de altă parte, ca să iau din zbor ceremonia cel puțin spectaculoasă pe care am urmărit-o aseară la Paris, pe Stade de France, a fost acolo Andrei Nourescu, jurnalistul Euronews România, și vreau să dezvoltăm puțin spectacolul și cu ce tragem linie până la urmă, plusuri și minusuri. Andrei, ești în direct. Bun găsit de aici, din Paris, pentru că tot vorbeați despre sportivii români care acum în aceste clipe coboară din avion și se întorc în țară, iată, după mai bine de 3 săptămâni. Aș vrea să spun că am petrecut ore bune alături de ei azi noapte la ceremonia de închidere. Este o bucurie care evident nu s-a văzut la televizor, pentru că toate canalele internaționale transmiteau imagini generale, dar am stat cu ochii înspre delegația României și i-am văzut pe acești zeci de sportivi care au mai rămas din echipa noastră, practic jumătate din echipă, cu câtă emoție, cu câtă fericire defilau în interiorul stadionului, apoi au dansat, au făcut poze, își făceau selfie-uri, au alergat după Tom Cruise ca să îi facă fotografii. Era realmente o sărbătoare și o plăcere să îi vezi cum flutură steagurile tricolore, cum se bucură acolo în mijlocul stadionului, alături de cei mai mari sportivi ai lumii. Erau acolo multipli medaliați olimpici, staruri ale sportului mondial, cu toții la un loc, amestecați, dansând, petrecând și bucurându-se de ultimele momente ale acestor jocuri olimpice. Altfel, ceremonia de închidere a fost una spectaculoasă. Am văzut cu toții cam ce artiști de renume mondial au performat pe durata ceremoniei și cam câtă bucurie a fost pentru acești sportivi care, spre deosebire de deschidere, unde au stat pe niște bărci în ploaie, o imagine destul de anostă, de tristă, separați, nu puteau comunica între ei, aici a fost o bucurie a revederii și a trăirii de momente împreună. Toate echipele se amestecaseră, nu mai recunoșteai echipamentele unui grup de sportivi dintr-o țară și cu toții se bucurau de aceste momente. Iar acel moment memorabil cu Tom Cruise sărind de pe acoperișul stadionului olimpic, Stade de France din Paris, a făcut deliciul tuturor. Cu greu a făcut față apoi Tom Cruise să scape de toți care își doreau cu el fotografii, autografe, selfie-uri și așa mai departe. Dar realmente și artiștii s-au bucurat de prezență
prezența sportivilor. Am văzut chiar o imagine când artistul de pe scenă pur și simplu s-a aruncat de pe scenă în brațele sportivilor care erau jos și dansau și îl aplaudau. Cred că sportivii pe care acum îi vedeți în imagini, sportivii din Team România, au trăit azi noapte una dintre cele mai frumoase experiențe a lor, chit că ei se întorc, iată, unii cu medalii și cu triumf, alții se întorc cu ratări, cu lacrimi în ochi, cu durere, dar până la urmă Jocurile Olimpice reprezintă o sărbătoare a sportului și, așa cum spune toată lumea, important este să fii acolo, să reușești să te califici, să fii prezent și să trăiești această experiență care pentru mulți sportivi este, cum se spune, once in a lifetime. Nu ai ocazia decât poate o dată în viață. Cei care reușesc să prindă mai multe ediții de Jocuri Olimpice sunt chiar privilegiați și fericiți. Așadar, cred că este momentul de bucurie pentru echipa României, chiar dacă în continuare mai apar și tensiuni, mai apar și emoții. Vedem cu toții că la gimnastică nu s-au încheiat deloc tensiunile. Americanii nu se lasă. Federația de Gimnastică din Statele Unite este decisă să meargă în absolut toate instanțele pentru a-și face dreptate și în cursul nopții a depus încă două probe noi, două probe despre care americanii spun că sunt covârșitoare, concludente, și acestea dovedesc că ei ar fi depus acea contestație la secunda 47 sau a doua contestație la secunda 55 după ce s-ar fi încheiat exercițiul lui Jordan Chiles. Totul rămâne de văzut în ce măsură autoritățile federale din Elveția, tribunalele, vor accepta și această nouă plângere a americanilor și cine știe cum se va mai termina acest caz. Până în clipa de față ne bucurăm de aceste 9 medalii pe care le-au adus sportivii români și, așa cum spunea și colega mea Magda de la aeroport, din 2008, de la Beijing 2008, România nu mai reușise un asemenea palmares. Au urmat Jocurile Olimpice de la Londra 2012, Rio 2016 și Tokyo 2021, toate aceste 3 ediții de Jocuri Olimpice fiind mult sub Paris 2024 ca și palmares. Așadar, o creștere pentru sportul românesc. Îi vedem pe sportivii noștri bucurându-se la întoarcerea în țară. Vin cu medalii, vin cu rezultate. Iar cei care nu au reușit acest lucru rămân cu o experiență, cum am spus și mai devreme, unică și au ce povesti și au cu ce rămâne în cariera lor. Dacă mai aveți voi să mă întrebați ceva sau să discutăm ceva, vă ascult. Doartă, ne întoarcem la tine, Andrei. Mulțumesc tare mult pentru că și prin această relatare am fost poate câteva secunde, am fost și noi aseară mai aproape de ceremonia de închidere. Eu punctez faptul că a avut deja loc pe aeroportul din Otopeni o primă sesiune de fotografii, de imagini, poate de și declarații informale ale sportivilor noștri, pentru că cu greu au reușit să își facă loc prin mulțimea celor care au venit să-i întâmpine și pot să o facă chiar de acolo, de la scara avionului. I-am recunoscut puțin mai devreme pe doamna Elisabeta Lipă, pe Mihai Covaliu, da, președintele Comitetului Olimpic, cu mențiunea că măcar o parte dintre oficiali par să fi făcut așa un soi de navetă, pentru că și săptămâna trecută Mihai Covaliu era prezent alături de gimnaste. L-am văzut de asemenea și la prima sosire a lui David Popovici în țară, prezent și acum, tocmai ce pare să fi coborât, cu ultimul lot, așadar, al olimpicilor. Se pregătește o conferință de presă, așa cum am mai văzut și în precedentele ediții, iar fără doar și poate putem spune că, da, e cea mai bună performanță a României în 16 ani, așa, la prima vedere am putea spune suntem mai buni cu 50% față de Jocurile Olimpice de vară de la Tokyo, nu? Pe locul 46 atunci, post-pandemie, pe locul 23 acum la Paris, cu 9 medalii încă o dată, 3 de aur, 4 de argint și 2 de bronz, mai multe decât, nu doar decât la Tokyo, dar și decât la Rio. Urmărim ce se întâmplă în continuare la aeroportul Otopeni. Multe întrebări rămân. Bună oară, privim în ultimele ore către evoluția situației din gimnastică. România poate spune la această oră că i s-a făcut dreptate prin decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv, prin faptul că
Știm în acest moment, Sabrina Voinea primește, Ana Maria Bărbosu primește bronzul, Sabrina Voinea urcă pe locul 4. Rămân o serie de întrebări, în primul rând, din cauza contestației pe care de data aceasta Federația Americană de Gimnastică o face. Ce se întâmplă pe mai departe? Greu de spus. Sau poate și mai importante, întrebările care deocamdată nu au primit răspuns. Cum rămâne cu arbitrajul? E poate contestabil, e poate controversat, dar avem nevoie de răspunsuri cu siguranță și în privința felului în care până la urmă sunt măsurați, evaluați și se acordă note nu doar gimnastelor, tuturor sportivilor, pentru că, pe de-o parte, oricine poate să spună, dacă te prezinți impecabil într-un exercițiu, atunci nu ai de ce să ai emoții, să îți faci griji cu privire la faptul că ai putea pierde zecimi, sutimi. Dacă ești perfect, atunci vei fi pe locul întâi pe podium. Pe de altă parte, cu performanțe, totuși am văzut cu prestații mai mult decât bune, au existat controverse. Apoi, poate că vă întrebați cu privire la Cătălina Axente, da? Luptătoarea noastră care în optimii a avut, din nefericire, parte de o accidentare. E într-o stare foarte bună și în afara oricărui pericol la această oră. Și totuși să ne amintim de cei 106 sportivi pe care țara noastră i-a avut prezenți la Paris, la Jocurile Olimpice. Și mă întorc la aeroport. Magda Costache deja e în salonul oficial alături de olimpici. Magda, te ascultăm din nou. Bine v-am regăsit. După cum ați văzut, mare parte dintre acești sportivi și din familiile lor, că au venit foarte mulți membri alături de ei, au intrat în salonul oficial. Abia este încăpător pentru ei. Toată lumea așteaptă să vadă ce au de spus. Se organizează acum pentru conferința de presă care va avea loc tot aici la aeroport. Am văzut-o și pe Violeta Beclea, vicecampioană mondială la atletism. A venit și doamna Lipă și ne-a salutat la întoarcerea în țară, la revenirea în țară. Chiar acum intră ultimele persoane în salonul oficial și ne pregătim dintr-un moment în altul să aflăm ceea ce au de spus acești reprezentanți ai României. A fost o competiție grea, dar frumoasă și așteptăm să vedem ce vor să ne transmită odată ce au revenit la noi în țară. Știm că Parisul va preda ștafeta orașului american Los Angeles pentru a organiza Jocurile Olimpice din 2028, iar acești 106 sportivi ai noștri sperăm să fie la fel de numeroși sau poate chiar mai numeroși față de numărul de acum de la această ediție. Chiar în această seară, colegul meu Vitalie Cojocar va avea invitații importanți în emisiune. Pentru Euronews vor vorbi Ana Maria Bărbosu, Sabin Gherdan, Ionela Cosmiuc și Gianina Van Groninger, așadar rămâneți alături de noi. O vedem chiar acum, vedem acum acești sportivi aliniați și așteptăm să începem conferința de presă, să vedem ce ne vor transmite. Îl vedem în imagini pe Mihai Covaliu, care a fost în toată această perioadă alături de sportivi la Paris, la fel și Elisabeta Lipă, președintele Agenției Naționale pentru Sport. Vedem că sunt aliniați în aceste momente sportivii, așteptăm să înceapă, sunt îmbrăcați în echipamentul pentru Team România, îi vedem, sunt cu toții aici foarte frumoși, sunt puțin obosiți după cum se vede, însă cu toții sunt pregătiți să începem și acest ultim eveniment, probabil va începe vacanța pentru ei. Am început conferința, vă propun să începem să ascultăm ce ne transmit reprezentanții de la aeroport. Cum ați văzut-o și dumneavoastră, plină de emoție și bucurie, echipa olimpică a României a reușit să câștige 9 medalii. E o performanță extraordinară pentru sportul românesc și merită apreciați nu doar cei care au câștigat medalii, ci și cei care și-au învățat lecțiile la Paris. Și ei sunt ai noștri și ei au povești extraordinare pe care trebuie și
vom putea să le promovăm, pentru că nu s-a încheiat Paris 2024 și a început Los Angeles 2028. Cred că îi vedeți pe toți cei care sunt astăzi aici. E ultima parte a delegației olimpice a echipei Team Romania. Sunt sportivi de la haltere, e alături de noi vicecampioana olimpică, de la atletism, de la canoe, de la tenis de masă, evident echipa națională de polo și ea pleacă cu mult mai multă experiență de la Paris. E cea mai tânără echipă participantă în competiția de polo și sper luptele, nu le-am uitat de asemenea. Avem încredere în fetele noastre și în băieții care deja au ajuns acasă. Vă mulțumesc încă o dată și cred că pentru început o vom invita la microfon pe fata care acum câteva zile ne-a bucurat cu argintul olimpic și care aseară ne-a mai făcut o surpriză, nu știu dacă ați remarcat și vreau să specific acest lucru. Mihaela Cambei este în clipul oficial al Jocurilor Olimpice Paris 2024. Asta spune multe despre victoria ei. Mihaela Cambei! Bună ziua tuturor! Vreau să vă mulțumesc că sunteți alături de noi și că ați fost un număr atât de mare, pentru că nu mă așteptam, sincer, să fie atât de mare această primire. Cred că ne-am bucurat enorm de mult cu toții să vă vedem aici. Mi-am văzut familia care m-a și emoționat. Ieși un pas în față, că se aude. Păi nu, dar trebuie să audă. Păi da, da, trebuie să se bată. Nu se vede nimic. Mă bucur că am reușit și că am ajuns cu bine acasă. Mă bucur că am adus această medalie României și grupului meu CSM Onești. Cred că o merităm din plin și ne dorim la atât mai multe rezultate. Pregătim, de ce nu, din nou Los Angeles 2028, pentru că suntem încă tineri și cred că vom reuși să aducem mult mai multe medalii la următorul ciclu. Am fost foarte bucuroasă și mândră să pot duce portrapelul aseară la ceremonia de închidere. Am resimțit din nou aceleași sentimente de pe podiumul olimpic unde am fost și premiată cu această medalie. A fost ceva unic și cred că va rămâne ceva unic în continuare. Vreau să vă mulțumesc tuturor oamenilor care au fost în sală live cu noi, care au fost după ecranele de acasă. Vreau să mulțumesc familiei care mi-a dat viață, vreau să mulțumesc CSM-ul Ionești, doamna Ingrid, vreau să mulțumesc întregului staff, domnului președinte de la Haltările Românești, vreau să mulțumesc antrenorilor de lot, antrenorilor de club și tuturor oamenilor, pentru că împreună am fost o echipă și am reușit această medalie să o aducem acasă României. Vă mulțumesc din suflet! Pe doamna Elisabeta Lipă, președintele Agenției Naționale pentru Sport. Vreau să-i mulțumesc în mod expres doamnei ambasador al României în Franța, Ioana Bivălaru, pentru că la ambasada României ne-am simțit într-adevăr în casa României. A fost un loc în care sportivii și oficialii s-au simțit ca acasă și acolo au fost sărbătorite victoriile. Doamna Lipă? Mihaela, promite că peste 4 ani de zile o să crești în valoare și mai mare valoare și o să te vezi și după acest pupitru, da? Da. Mult succes! Bună ziua tuturor! Bună ziua, dragi sportivi! Și felicitări, dragi sportivi! Felicitări, dragi antrenori! Felicitări tuturor profesioniștilor care au stat în spatele vostru ca să vă ajute în acest ciclu olimpic să fiți cei mai buni dintre cei mai buni la Jocurile Olimpice. Nu întotdeauna ne iese, dar de fiecare dată învățăm și primim o lecție, iar eu sunt ferm convinsă că pentru Jocurile Olimpice 2028 veți reveni mult mai puternice, mult mai puternici, cu ambiții și cu o dorință mult mai mare. Mulțumesc părinților, mulțumesc cluburilor de unde provin acești copii minunați, mulțumesc federațiilor sportive naționale și felicitări în același timp, felicitări celor care au câștigat, mult succes celor care nu au găsit drumul către înalta performanță la Jocurile Olimpice de la Paris, dar eu sunt ferm convinsă că împreună
putem face Los Angelesul să fie mult mai bun decât Paris. Paris, care știți foarte bine, am terminat Jocurile Olimpice de la Tokyo pe locul 47 și am zis ce-mi doresc foarte mult este ca Parisul să fie mult mai bun pentru România și pentru sportul românesc. Și iată că a venit și finalul Jocurilor Olimpice, când ne putem bucura pentru un loc 23 în clasamentul pe națiuni, ne putem bucura de 9 medalii. Felicitări și Federației Române de Gimnastică, pentru că pe lângă adversarul cu care s-au luptat, iată că mai au și alți adversari puternici și îmi doresc din toată inima ca aceste lucruri să se liniștească și sportivii care într-adevăr s-au dedicat și trup și suflet în această competiție să fie răsplătiți exact așa cum merită. Iar sportivele noastre și Sabrina și Ana și întreaga echipă au concurat exemplar. Nu avem ce să le reproșăm, dar nu întotdeauna cel de sus ține cu noi. Felicitări în mod deosebit doamnei ambasador pentru primirea călduroasă, că într-adevăr Casa României a fost ca acasă. Marea majoritate a sportivilor n-au simțit lipsa dorului de acasă, pentru că au avut la Casa României exact tot ceea ce ar fi avut acasă. Și pentru asta eu vă mulțumesc dumneavoastră, vă mulțumesc echipei dumneavoastră, pentru că lucrurile cele mai frumoase se fac în echipă. Și aș vrea să mulțumesc și colegilor mei din Comitetul Olimpic și Sportiv Român, și aici este și domnul președinte Covaliu și domnul secretar general Băroi, pentru că la începutul anului am găsit soluția cea mai bună pentru finanțarea loturilor olimpice și eu zic că nu există niciun sportiv care să fie avut nevoie de ceva și să nu fi intrat în posesia nevoilor. Și anume, știți foarte bine, s-au finanțat federațiile primele 7 luni, loturile olimpice au intrat în totalitate în finanțarea Comitetului Olimpic și Sportiv Român, iar pentru cei care își fac probleme ce se întâmplă în partea a doua anului, vreau să vă spun că înainte de plecare, adică sunt numai vești bune, important este să vină performanță. Înainte de plecare, federațiile sportive naționale, printr-un fond de rezervă, vor intra în posesia finanțării și își vor putea duce mai departe obiectivele. Pentru că Parisul s-a terminat, Los Angelesul a început și a început de ieri, de când s-au terminat Jocurile Olimpice de la Paris. Dragi sportivi, cei care ați câștigat, cei care sunteți finaliști, și aici Guvernul României a avut grijă de voi să vă răsplătească așa cum se cuvine munca. Munca care nu este ușoară, vorbim de sacrificii, vorbim de determinare, de ambiție, iar voi ați dat dovadă de tot ceea ce este necesar unui sportiv de înaltă performanță și unii au urcat pe podium, unii n-au reușit. Eu sper să vă ambiționeze acest lucru și mai mult, să faceți o analiză la rece, pentru că la cald întotdeauna nu iei deciziile cele mai bune, și să vă întoarceți cu forțele proprii. Noi ne ajutați de nimeni la început, să vedeți cum este atunci când ajutorul vine pe parcursul celor 4 ani. Aveți încredere în voi, cu determinare, cu ambiție și cu siguranță că nu aveți cum să nu reușiți. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce ne-ați dăruit la aceste jocuri. Pentru unii am plâns, pentru unii ne-am bucurat, dar așa este sportul. Unul câștigă, altul pierde. Dar să știți că noi vă iubim pe toți, în egală măsură. Avem încredere în voi că veți reprezenta și mai bine și mai frumos România la următoarele Jocuri Olimpice, că, vedeți, tot voi ați demonstrat că de pe locul 47 poți să te duci pe locul 20, atunci când 23, atunci când îți dorești să ajungi acolo. Trebuie să vă puneți niște obiective îndrăznețe, să construiți zi de zi. Construcția nu este ușoară, dar merită. Vă mulțumesc dumneavoastră presei,
că și de data aceasta ați venit într-un număr foarte mare. Asta înseamnă că apreciați și respectați ceea ce, rezultatele noastre, ceea ce primiți și din partea noastră tot respectul cuvenit. Vă mulțumesc tuturor și vă doresc vacanță frumoasă și mult succes în continuare. Întâmplătoare. Din 2016 și până acum, actuala conducere a Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu și George Boroi, și-au urmat strategia, pas cu pas, aceea de a investi în federațiile olimpice, de multe ori și în cele neolimpice. Aceste medalii de la Paris sunt roadele acestei munci, acestei strategii urmate pas cu pas, an de an, chiar dacă de multe ori nu au fost rezultatele scontate în ciclul olimpic, nu mai pun la socoteală și faptul că s-a trecut printr-o pandemie. Îl invit acum la microfon pe președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu. Bună ziua tuturor! Ne bucurăm foarte, foarte mult că am ajuns acasă și avem rezultate foarte bune, care puteau fi și mai bune. Am avut câteva locuri, 4, care puteau fi medalii. Am avut medalii de argint, care puteau fi medalii de aur. Așa că potențialul este unul bun. Important este că a fost o creștere în tot ceea ce înseamnă acest ciclu olimpic. Rezultatele o demonstrează, aceste 9 medalii. Locul pe care România l-a ocupat în clasamentul pe națiuni, clasament care, știți foarte bine, se face după medaliile de aur. Poziția 23 ne dă încredere că ceea ce am început și ce am construit până acum stă pe o bază solidă. Doamna Lipa a spus că deja ne uităm la Los Angeles în 2028. Cred că deocamdată e bine să vedem ceea ce am făcut bine până în acest moment. Urmează, bineînțeles, împreună cu toate federațiile care au avut sportivi calificați la Jocurile Olimpice, o analiză. După aceea, bineînțeles, un plan prioritizat pentru cei care au potențial pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028. Canotajul, sigur, a confirmat, aveam așteptările cele mai mari. Felicitări Federației Române de Canotaj, felicitări sportivilor de la canotaj. Merită aplauze. Felicitări de asemenea Federației Române de Natație. Am văzut acolo că există un foarte mare potențial și, într-adevăr, este nevoie și de infrastructură, pentru că natația, pe lângă faptul că este un sport care aduce rezultate, este și un sport foarte îndrăgit de copii și de toată lumea până la urmă, pentru că e vorba de sănătate. De asemenea, celelalte discipline, și aici mă refer la haltere, care eu cred că există potențial aici. Fetele sunt tinere, au o echipă tânără, au început să construiască solid și sunt pe un drum bun. De asemenea, federațiile care nu au reușit de această dată, sunt absolut convins că știu ceea ce au greșit, le vom ajuta. Mă bucur foarte mult că gimnastica este, după 12 ani la Jocurile Olimpice, în finala olimpică. Gimnastele noastre s-au întrecut de la egal la egal cu cele mai bune gimnaste din lume. Au demonstrat că au valoarea necesară să urce pe podium.
Medalia pe care România în cele din urmă a primit-o este o medalie meritată din toate punctele de vedere. Medalia, o să vă spun acum în premieră, va ajunge foarte curând în România și sportiva noastră va putea intra în posesia ei. Există câteva discuții în cadrul Federației Internaționale de Gimnastică. Rămân în atenția noastră, împreună cu Federația Română de Gimnastică le vom gestiona așa cum am făcut cu toată această situație și până acum. La Paris am fost reprezentați foarte bine și din punct de vedere al Ministerului Afacerilor Externe. Și asta datorită parteneriatului nostru pe care îl avem de foarte mult timp cu acest minister. Am reușit să reprezentăm România și de această dată la cel mai înalt nivel, așa cum Parisul o impunea. Se cuvin mulțumiri doamnei ambasador Ioana Bibolaru pentru întreaga muncă și tot sufletul pe care l-a pus în acest proiect, Casa Olimpică a României la Paris, în cadrul ambasadei României. De asemenea, doamna consul general Maria Constantinescu, vă mulțumim pentru suportul pe care l-ați acordat împreună cu echipa dumneavoastră și echipa ambasadei echipei Team România. La mulți ani, doamnă, este ziua dumneavoastră astăzi. Doamnei ministru Luminița Odobescu, mulțumiri și pe această cale. Mâine, împreună cu doamna ambasador și cu staful Comitetului Olimpic, vom avea o întâlnire pentru a mulțumi și personal pentru întreaga colaborare și întreg suportul. De asemenea, Guvernului României și primului ministru se cuvin mulțumiri pentru că am primit și noi, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, o medalie. Această medalie este modernizarea complexului olimpic Sydney 2000, acolo unde majoritatea sportivilor s-au pregătit și se vor pregăti în continuare. Avem nevoie de modernizarea bazelor sportive din România, dar de asemenea acest lucru trebuie făcut cu mare atenție și cu o prioritizare foarte clară. La sfârșit, dar nu în cele din urmă, vreau să mulțumesc echipei Comitetului Olimpic și Sportiv Român care a asigurat buna desfășurare a Jocurilor Olimpice de la Paris. Complexului sportiv Olimpic Sydney 2000 de la Izvorani, șefului de misiune Florin Mișcă, adjunctul șefului de misiune Dragoș Tătaru, echipei care a stat în spate, da, puteți să-i aplaudați, au muncit foarte mult. Faptul că am reușit să fim în tot ceea ce înseamnă această organizare, fără să avem sincope, se datorează lor, bineînțeles, domnul secretar general George Boroi, pentru coordonarea pe care a avut-o și de această dată pentru această misiune deosebit de importantă, în care România a reușit să fie prezentă la cel mai înalt nivel, așa cum am spus. Urmează o perioadă de, nu de relaxare, urmează o perioadă de liniște. Avem cu toții nevoie de această perioadă pentru că au fost emoții foarte, foarte mari. E normal să fie așa la Jocurile Olimpice. Ne vom trage sufletul, vom vedea ceea ce am făcut bine, vom vedea ceea ce am greșit și vom continua în același fel, cu multă muncă, cu pasiune, cu dăruire, pentru că sunt convins că putem să facem și mai bine, putem să facem și mai multe lucruri bune pentru sportivii noștri, pentru stafurile tehnice, pentru federații și pentru tot ceea ce înseamnă sport în România. Vreau să mulțumesc de asemenea partenerilor Comitetului Olimpic și Sportiv Român care ne-au fost alături pe parcursul acestui ciclu olimpic,
și la Jocurile Olimpice de la Paris. Sunt oameni care iubesc sportul, sunt oameni care sunt alături de noi, chiar dacă de multe ori nu-i simțim în prim plan, știm că sunt lângă noi și ne bazăm pe ei. Vă mulțumesc tuturor și vacanță plăcută, dragi copii, tuturor, avem nevoie și mulțumesc România pentru tot! Înainte de a vă oferi prilejul de a realiza interviuri individuale, vreau să mulțumesc colegilor din toată presa românească pentru modul în care au ales să reflecte evoluțiile sportivilor români și la victorie și la lecțiile pe care le-au primit la Paris, să nu spun înfrângeri. Mulțumim încă o dată pentru că ați fost alături de sportivii români, în principal de echipa olimpică și de Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Mulțumim! Ei sunt campionii României, ultimii, dar nu cei din urmă și cu siguranță până la acest moment ați recunoscut o parte dintre fete, fie că a fost vorba de Mihaela Cambei, care a luat cuvântul, a avut-o umăr la umăr pe Bernadette Soci, tenis de masă, Eliza Samara, puțin mai devreme, de asemenea, era în primul rând. Iar înainte ca Mihai Covaliu să ocupe fotoliul de președinte COSR, Alin Petrache era în fruntea Comitetului Olimpic, a acceptat dialogul cu Euronews România și mulțumesc pentru asta, chiar și pentru așteptare. Bună ziua, domnule Petrache! Bună ziua, sănătate multă, vă ascult! Care e cel mai bun lucru care i s-a întâmplat României la Paris, la Jocurile Olimpice, și apoi privim poate și către partea goală a paharului, domnule Petrache? Iată, într-un final, proiectele pe care le-am pornit în primul cu colegii mei, da, de astăzi, în Comitetul Executiv și de atunci, în clipa în care la Comitetul Olimpic Sportiv Român, iată că aduc rezultate. Rezultatele vin după 2, 3, 4, 5 cicluri olimpice și iată că după 2 cicluri olimpice ne putem bucura deja de aceste medalii. Cred că dublarea Centrului Național de Pregătire a Juniorilor, a Centrului Național de Pregătire a Tineretului, au dat roade și sunt un beneficiu pentru sportul olimpic și, în general, pentru sportul românesc. Puțin mai devreme, domnul Covaliu vorbea despre modernizarea complexului olimpic de la Izvorani. Noi, jurnaliștii, ne amintim că și acum un an, pe vremea asta, guvernul aproba modernizarea bazei vechi a acelui complex olimpic Sydney 2000. Mai sunt multe de făcut, nu? Cu siguranță, cu implicare și cu o strategie bine definită, da, eu cred că va trebui clar și federațiile să fie din nou ajutate și împroprietărite pe 49 de ani folosite gratuite cu baze, așa cum există și la Federația Română de Canotaj și poate alte federații, da, discutăm de Federația de Handbal sau Polo sau alte federații care au un 49 de ani folosite gratuite. Cred că asta este viitor, pentru că o federație sportivă națională are nevoie de o locație specială doar pentru ea, unde să-și pregătească sportivii care participă la Jocurile Europene, la campionate europene, campionate mondiale și într-un final la Jocurile Olimpice. Vicecampioana olimpică, domnule Petrache, un răgaz vă mai cer și vă mulțumesc anticipat pentru asta. Vicecampioana olimpică la haltere mai face o serie de declarații. Rapid le urmărim și tragem o concluzie. Vă mulțumesc mult! Oneștului, de unde e Nadia Comăneci, până la urmă a fost să fie haltere. Și iată, vicecampioană olimpică la haltere. Cum te simți cu medalia asta la gât după atâta și atâta muncă? Mă simt extraordinar de bine ca orice alt sportiv, pentru că am muncit 2 ani de zile pentru această medalie și este, cred că, cea mai importantă medalie din toată cariera mea. Poți să porți drapelul la seară? Da, chiar este foarte grea. Este, cred că, cea mai grea medalie din toată asta, să zic, nu știu, grupul meu de medalii, să zic, și cariere, exact, este chiar mai grea decât o cupă. Cum a fost aseară să porți drapelul României? A
A fost foarte emoționat, am simțit din nou, am retrăit din nou momentul de pe podiumul olimpic când am fost premiată cu această medalie. A fost ceva unic care m-am bucurat la maxim. Ai 49 de kilograme și ai ridicat atâtea mii, zeci de mii de tone. Cum e? Este greu. Nu este altfel decât greu, dificil și trecem prin multe lucruri, dar dorința pe care o avem și determinarea ne face să reușim și, bineînțeles, tehnica, antrenorii și toată echipa. Am văzut că ai și un tatuaj cu cercurile olimpice. Dar acesta este primul meu tatuaj. După ce am fost la Jocurile Olimpice din 2018 de tineret, unde am luat și medalia de bronz, după aceea am decis să-mi tatuez acest tatuaj și încă l-am de completat pentru a scrie Paris 2024. Ce vei face zilele viitoare? Cum te vei relaxa dacă pleci într-o vacanță? Bănuiesc că abia aștept să stai cu părinții care au spus că te așteaptă cu mâncarea ta preferată. Da, în următoarele zile nu o să reușesc să mă duc încă acasă, probabil încă o să fiu aici, că o să mai fie nevoie de mine televiziuni și așa mai departe, după care imediat am plecat acasă pentru că simt nevoia doar să stau acasă, doar să stau acasă cu familia. Vacanța mea și relaxarea mea. Și un mesaj pentru tinerii care se uită acum cu entuziasm la această victorie a ta? Pentru cine nu am? Pentru tineri, pentru copiii care se uită cu entuziasm. Sper să îi încurajez foarte mult prin această medalie pe care eu am câștigat-o, să-i motivez să ajungă la sportul, pentru că sportul este foarte frumos, este într-adevăr greu pentru că nu este roz, dar în momentul în care reușești, uiți de durere și este al naibii de frumos. Am văzut că ai pupat și halterele la un moment dat, a fost unul dintre gesturile tale, de ce ai simțit să faci asta atunci? A fost un gest pe care nu l-am gândit, a fost ceva care așa am simțit în acel moment să o fac, pentru că a fost prietenoasă vara cu mine. Am reușit atât eu cât și bara să o pot controla și să reușesc cu acea încercare să urc pe un loc mai sus. Mihai, că tot ai zis de... Și mă întorc la fostul președinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Alin Petrache. A apărut anul acesta, domnule Petrache, aproape că am smuls o medalie la gimnastică cu ajutorul Tribunalului de Arbitraj Sportiv. Pe drept, poate că țara poate să spună la această oră că suntem îndreptățiți. Ne amintim de discursul manifest al lui David Popovici, unul dintre mulți sportivi care au arătat către nevoia de mai mult în sportul românesc. Ce lecție vedeți, domnule Petrache, cea mai importantă pentru noi după Paris? Lecția pe care o primim de fiecare dată sunt sportivii însăși. Iată ce sportivi minunați, ce copii minunați, ce exemple pentru generațiile noastre de tineri și de copii care se pregătesc. Ei trebuie să fie, de fapt, tot ceea ce înseamnă standardul acesta românesc, tricolorul nostru care se ridică de fiecare dată și uneori, chiar în clipa în care luăm aurul, se aude și frumosul nostru în românesc. Cu siguranță, exemplele acestea trebuie să fie niște exemple pertinente pentru generațiile noastre, generațiile de copii și juniori care se pregătesc, dar într-un final, v-am spus, vreau să felicit toți sportivii care au obținut și sportivii care n-au obținut și sau doar s-au calificat, pentru că e important, așa cum a spus și baronul Pierre de Coubertin, important este să participi, după care vor veni și rezultatele. Cred că președinții de federații, staffurile, antrenorii, sportivii, toată lumea, da, toți cei care și-au dat mâna și iată au obținut aceste minunate rezultate, merită din plin bucuria noastră și merită din plin să ne bucurăm împreună cu ei. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție, Alin Petrache. Chiar acum, în fața jurnaliștilor, urmașul lui Ivan Pațaichi, canoistul Cătălin Chirilă. Acea cursă nu cred că aș face diferită, pentru că a fost o cursă foarte bună, a fost o cursă reușită. Nu neapărat că am câștigat-o, dar evoluția mea, tactica pe care am avut-o acolo a fost așa cum trebuie. Însă, cred că m-aș mai gândi de câteva ori înainte de a pleca în acea cursă de semifinală. Cred că am făcut câteva greșeli tactice, greșeli tehnice. Greșelile tehnice le-au observat chiar și cei care cunosc foarte puțină canoe, au văzut cât de tare m-am împiedicat și nu a fost normal. Sunt conștient de faptul că trebuie să mă mai pregătesc pe condiții mai rele. Asta e prima problemă pe care am întâmpinat-o și prima concluzie pe care o trag și îmi doresc să o schimb cumva, să, prin antrenament să reușesc să fiu mai bun și pe valuri. Ai puterea să mergi până în 2028, încă 4 ani? Linia am tras imediat după acea cursă, imediat după linia de finish,
poate mulți se așteptau să fiu șocat pentru tot ceea ce s-a întâmplat acolo, însă am conștientizat imediat, mi-am dat seama că sunt pe locul 5, nici nu mai era nevoie să stau la tabelă să privesc confirmarea. Am plecat oarecum resemnat la ponton și mi-am propus ca imediat următoarea cursă să fie câștigată. Așa e normal, după o linie trasă, după concluzii dureroase, trebuie să începem cu dreptul. Mulțumesc! A fost Cătălin Chirilă, canoist. Statul român se estimează că are de plătit cam 2 milioane și jumătate de euro. De la doamna Elisabeta Lipă am aflat 140.000 de euro pentru o medalie de aur, 100.000 de euro pentru argint, 60.000 de euro pentru o medalie de bronz. Banii sunt oferiți de COSR. Încă o dată îi putem aplauda, ne putem înclina în fața celor care ne-au adus bucurie, tristețe, dar în orice caz emoții și foarte multă speranță. La Euronews România continuăm știrile.